În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată știre de pe site-ul jurnalderegin.ro a fost cea despre verdictul medicilor în cazul victimelor din accidentul aviatic produs la Tăureni, în care omul de afaceri mureșean Sorin Țerbea și-a pierdut viața. Pe locul 2 s-a clasat materialul despre complexul de 4 stele de la intrare în Târgu Mureș, care dispune de ștrand și spa. Pe locul 3, în clasamentul vizionărilor, este știrea despre spectacolul folcloric, organizat de Primăria Municipiului Reghin și Casa de Cultură Eugen Nicoară, cu participarea formațiilor de dansuri populare maghiare și românești. Știrea despre verdictul medicilor în cazul victimelor accidentului aviatic produs la Tăureni a fost cea mai vizionată în ultimele 24 de ore pe pagina de Facebook Dar TV Reghin, acumulând peste 1400 de vizualizări. Materialul despre complexul de la Sân Georgiu de Mureș s-a situat pe locul 2, cu aproape 1400 de accesări. Pe locul 3 se află știrea despre spectacolul folcloric organizat de Primăria Municipiului Reghin și Casa de Cultură Eugen Nicoară, acumulând aproape 1000 de accesări. Puteți vedea și dumneavoastră știrile vizitând site-ul jurnalderegin.ro sau pagina de Facebook Dar TV Reghin, cele mai populare site-uri cu știri din zonă.